Sala de lectură a Bibliotecii I.G. Bibicescu din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu dispune de un mobilier fabricat de peste 100 de ani. De asemenea, surse documentare arată faptul că mobilierul existent aici a fost construit atât la fabrica de cherestea din Filiaș, cât și la cea din Vânjuleț, unde Teodor Costescu deținea un atelier de tâmplărie. Ce ne puteți spune despre mobilierul existent în sala de lectură a Bibliotecii I.G. Bibicescu? Mobilierul existent în sala de lectură a bibliotecii, deci sala de lectură care este în Palatul Culturii Teodor Costescu, are o vechime considerabilă, am spune noi. O parte din acesta a fost făcut aproximativ acum 100 de ani, pentru că anul viitor, în 2021, împlinim 100 de ani de existență și din datele pe care le-am cules din anumite resurse bibliografice, am descoperit că a fost construit la fabrica de cherestea pe care biblioteca și Palatul Culturii o aveau la filia și, pe de altă parte, o altă parte din el a fost făcut la Vânjuleț, unde Costescu avea un atelier de tâmplărie. În cadrul sălii de lectură există un mobilier mai vechi de 100 de ani, dovada clară fiind dată de o ștampilă din ceară, pe care este gravat 1897, acesta fiind anul când a fost realizat o parte din mobilierul existent, primit ca donație din partea lui Ioan Gheorghe Bibicescu. Astfel, severinenii pot fi mândri de sala de lectură din cadrul Palatului Teodor Costescu. Avem și mobilier mai vechi de 100 de ani, pentru că pe unul din sertarele unui dulap am găsit o matrice sigilară, adică o ștampilă în ceară, unde este inscripționat, am descoperit noi, anul 1897. Acest mobilier provine din colecția lui I.G. Bibicescu, deoarece se cunoaște că acesta era colecționar de obiecte de artă, numai mobilier și tablouri, și avem un pendul foarte, foarte interesant pe care am dorit să-l facem, să-l aducem în stare de funcționare. De asemenea, câte un dulap însoțit de aproximativ 400 de cărți asemănător dulapurilor pe care le puteți observa aici a fost donat fiecărei biblioteci comunale înființate de I.G. Bibicescu. Puțin cunosc faptul că biblioteca publică a județului nostru a fost printre puținele biblioteci care avea filiale nu doar în țară, ci și peste granițe. O parte din dulapuri existente aici, practic, erau în fiecare bibliotecă comunală înființate de Ioan Gheorghe Bibicescu, adică un dulap cu 400, aproximativ 400 de cărți era trimis în bibliotecile înființate de el. Putem spune că am fost printre singurele biblioteci acum 100 de ani care avea filiale nu numai în țară, și peste granițele țării. Am avut filială în Statele Unite ale Americii, avem încă o filială care mai păstrează cărți din colecția lui Ioan Gheorghe Bibicescu în Cernăuți. Avem filiale în toată Valea Timocului. Mai este o bibliotecă care păstrează mobilierul original al lui Ioan Gheorghe Bibicescu. Și mai este unul dintre dulapurile pe care dumneavoastră le-ați filmat în primăria din Vânjuleț.